Comisia de circulație din cadrul primăriei municipiului Timișoara a aprobat în perioada următoare instituirea de restricții sau închideri de trafic rutier în vederea continuării proiectelor de infrastructură sau de modernizare a rețelelor de apă și canal. Astfel, în perioada 16 martie 2024, 30 aprilie 2024 circulația rutieră va fi închisă la intersecția dintre strada 1 Decembrie 1918, Calea Stan Vidrigin, strada Ștefan cel Mare, circulația fiind deviată pe sensul opus. Circulația rutieră se va desfășura pe câte o bandă pe sens, continuându-se lucrările la obiectivul de investiție Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin. Totodată, în perioada 18 martie 2024-15 aprilie 2024, se va închide traficul rutier pe strada Lugojului, tronsonul cuprins în spatele imobilelor, blocul 69 și blocul 65A, în vederea executării lucrărilor în cadrul obiectivului de investiție, execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord Lot 2. De asemenea, în perioada următoare vor fi instituite restricții rutiere pe următoarele trasee. În perioada 18 martie 2024-22 martie 2024 pe Bulevardul Tacheonescu în zona intersecției de la Ișo, în vederea executării lucrărilor de cuplare a conductei noi de apă cu cea existentă pe Bulevardul Tacheonescu. În perioada 16 martie 2024 10 aprilie 2024, în vederea executării lucrărilor de reconfigurare a tramei stradale existente pe Bulevardul Republicii, în zona intersecției cu strada Jiul, respectiv pe strada Jiul, recomandăm șoferilor să folosească pe cât posibil rute alternative pe perioada desfășurării lucrărilor. Transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.